compasiuni și astăzi o să vă vorbesc despre România sau mânia de a fi română anul 2013. Speech-ul meu se baza pe trei axe. Voi vorbi în primul rând despre mândria de a fi român, despre cum sunt văzuți românii în afara granițelor și despre cum ar trebui să ne vedem noi înșine ca români. Și vreau să vă spun... Ok, bun. Și o să încep... Ok, asta. Sunt o persoană care sunt generația crescută de după 89. Și dacă comunismul a lăsat rănile atunci în sufletele noastre, ne-a șterbit credința, ne-a făcut să fim, să ne fie frică mai mult unii față de ceilalți, ne-a făcut să fim individualiști, egoiști. Capitalismul, care era văzut ca un prinț pe cala, din păcate n-a făcut nimic mai mult decât să adâncească și mai mult aceste rând. Sincer să vă spun, speech-ul meu e ca o indignare, vine ca o indignare pentru întreaga clasă politică, indiferent de coloritul politic. Pentru că la noi oricum nu contează din ce partid ești, pentru că n-are nicio identitate. Și vreau să vă spun că, credeți sau nu, vreți sau nu să acceptați, adevărul e că am ajuns sclavi. Sclavii lor, sclavii politicienilor, care ne sfidează din mașinile lor de lux, din vilele lor de lux. Și din păcate mai rău am ajuns sclavii străinilor. Sclavii marilor corporații, pentru că cred că majoritatea de aici sunt angajați la o corporație, știu cum e. Și din păcate, sclavii băncilor. Asta e realitatea. Mă uitam pe niște statistici care arată așa. Salariul minim din Europa. Și după cum vedeți, România se află la baza acestui grafic. Vedeți că e o discrepanță mare între țările de mijloc, ca să nu mai spun de țările de pe primul loc. România au ajuns ultimii, sunt cei mai săraci. Românii sunt printre cei mai bolnavi din UE. De ce? Pentru că avem poluat aerul, avem poluată apa, mâncarea, nu vă mai spun, e plină de otrăvuri. Avem cea mai proastă infrastructură din UE, dacă nu este duși la spital, dacă nu mai vorbesc de stres cum sunt. Suntem cei mai dezamăgiți angajați din UE. Și o statistică recentă a arătat, credeți sau nu, suntem printre cei mai triști oameni din lume. Erau țări de clasa a treia, țări de clasa a treia, precum Filipine, Pakistan, Afganistan, care erau mai fericiți ca românii. Și mă întreb, un tânăr 25 de ani, de ce s-a ajuns așa? Părerea mea e că clasa politică a devenit mai avidă de putere și mai indiferentă cum n-a fost niciodată. Și cred că au reușit să știrbească spiritul național, spiritul nostru, mai mult cât au reușit alții în sute de ani. Și știți unde au reușit și ce ne-au făcut să credem? Că nu mai putem schimba nimic. Și din păcate, mulți dintre noi așa credem, că nu mai putem schimba nimic. Cum sunt văzuți românii în afara granițelor? Vreau să faceți un joc. Când vă duceți acasă, să căutați pe internet rezultatul ultimilor olimpiade internaționale de geografie, biologie, fizică, matematică. Și o să vedeți că românii sunt printre primele locuri. De asemenea, o să vă rog să căutați saloane de invenții. De asemenea, suntem pe primele lucruri. Și dacă suntem așa deștepți, îmi spun rezultatele,
De ce o ducem așa rău? Pentru că ea, clasa politică, a reușit să ne, să-i facă pe cei capabili, elita, să plece. Pentru că aici sunt tratați și o zi. Și dacă pentru ei se spune că mai e o șansă, pentru că ei au capacități și pot să ajungă bine, ce facem cu restul? Cu cei care nu învață așa de mult. Am ajuns să fim catalogați în țări precum Spania, Italia, Franța, ca criminali, hoți, violatori, cerșetori. Și, din păcate, ăsta e adevărul. Pentru că ne trimitem femeile la produs, viitoarele mame, părinții ne pleacă la căpșuni, lăsând copii invalizi psihic, și noi, în loc să ne ajutăm bătrânii, ne ducem în Italia, în Franța și ștergem pe cei bătrâni din Italia la fund. Din păcate, asta e realitatea și liantul care a trebuit să ne facă oarecum să ne schimbăm această percepție, pe lângă multe altele, a trebuit să fie media. Iar media din România, din păcate, lasă de dorit, pentru că ne bagă pe gât tot felul de subiecte, de picanterii, de cancan, care n-au decât rostul să ne abată de la adevăratele lucruri, de la adevăratele valori. Ne schimbă obiectivul spre lucrurile cu adevărat importante. Și totuși, eu spun că mai putem face ceva. Eu spun că putem să schimbăm modul în care ne vedem noi, pe noi, înșine. Suntem frumoși, suntem deștepți, suntem muncitori. Trebuie să ne redescoperim mândria, personalitatea, integritatea, esența. Să nu ne amintim că suntem români, doar că sunt meciurile naționale, sau când vedem de 1 decembrie pe cineva mâncând fasole cu ciolan. Nu asta e scopul. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții să producem, nu să importăm, să gândim, nu să judecăm și să ne iubim noi ca români, nu să ne urâm. Și mai trebuie să facem un lucru foarte important, sau cred că ar trebui să facem, pentru că nu deține adevărul suprem, ar trebui să luăm atitudine când clasa politică ne calcă în picioare. Trebuie să fim uniți. Unitatea este cheia. Vă spun, avem doar două căi pe care putem merge. Doar două căi. Ori pășim spre viitor integru, cerebral, vertical, fără compromisuri, ca români, ori dacă nu, vom sfârși ca sclavi, anonimi, în propria noastră țară. Depinde de noi ce vrem să facem. Astăzi, decizia e în mâinile noastre. Vă mulțumesc! Emoțiile sunt un subiect foarte spinos în vorbire în public. Emoțiile pozitive sunt un teren foarte sigur, pe care toți ne putem aventura. Un speech despre cum s-a născut copilul meu. E un speech care sunt șanse foarte mari să meargă foarte bine. E un moment extraordinar. Să-ți ții mână copilul meu născut, să te uiți la el, să te conectezi cu el. Emoții gen dragoste, gen prietenie, gen uniune. Sunt emoții extrem de bune și poți să faci un speech doar pe emoții. Sau ce emoție transmise de Ana Andrei mai devreme. Emoțiile negative, pe de altă parte, sunt periculoase. Emoțiile negative sunt deficiente. Oamenii sunt frustrați, oamenii reacționează, dar foarte greu de crezut că vor reacționa cum vrei tu. Sunt foarte puțini oameni care reușesc să folosească emoțiile negative în beneficiul lor sau în direcția în care vroiau. Și de multe ori direcția aia nu a fost foarte bună pentru ceilalți.
Odată ce trezești niște demoni în oameni, e destul de greu să-i controlezi. Eu, pe de altă parte, sunt bucuros că în România se întâmplă tot felul de lucruri. Oamenii ies în stradă, oamenii își spun părerea, că sunt pro, că sunt contra. Oamenii devin vocali, oamenii încep să vadă că au o voce. Și asta e un lucru bun. Și probabil că era inevitabil ca la un moment dat să se reverse o parte în acea energie și la noi. Energia care i-a pus pe aceea afară să facă să vină și aici să ne vorbească, poate despre noi în acele lucruri. Un lucru foarte important cu emoția negativă este, unu, nu stai foarte mult în ea. Speech-ul tău a fost cam 70% negativ, 30% optimist. 2. Dacă aduci omul la frustrare, să spunem, e modelul soluție, problema soluție, da? Și hai să-l banalizăm, este vai, tânțico, uite ce murdară este rufa asta. Țațu, dacă folosești acest produs, giu-giu, ți-l face alb lună. Modelul problemă, soluție. Poate fi folosit în multe contexte învorbite în public, poate fi folosit într-o prezentare de vânzări. Vrei să nu mai pierzi clienții, vrei să nu, pac, vină la noi și o să... Problemă, soluție. Nu stai foarte mult în problemă. Nu stai foarte mult în problemă și extrem de puțin în soluție, că s-a dus, n-ai din toată eficiența. Ca să ai contrastul și ca să te folosești, de asta stai probabil 20, maxim 30% de schici în partea negativă, în partea de problemă, și soluția este o speranță, o... te inspiră, este o... un call to action, o invitație să faci ceva concret cu frustrarea pe care ai acumulat-o. Ieșim afară în stradă și demonstrăm sau semnăm o petiție sau ceva se întâmplă ca să revărsi o parte din furia acumulată, altfel plec cu ea acasă. Adică ți-ai obținut scopul să ne enervezi și atât. Dacă scopul tău era să acționăm, nu ți l-ai obținut fiindcă nu știm cum, nu ne-ai dat o cale. Adică vorbitul în public presupune în cele mai multe cazuri leadership. Îl spune un conducător, un lider care spune haideți să facem ceva, să construim un viitor mai frumos. O să vorbesc în speech-ul meu, dar intru acum subiectul ăsta. Ne venim poate la un om ca JFK, John F. Kennedy, da? Care a apărut în fața unei națiuni și a spus we will put a man on the moon by the end of this decade. Vom pune un om pe lună până la capătul acestui deceniu. Un cel clar pentru o națiune. Un cel clar pentru o națiune. Dacă faci asta, atunci ai o șansă ca oamenii să acționeze, să se întâmple ceva. Dacă doar îi frustrezi, ai o problemă. Și mă rog, eu nu sunt foarte sensibil la atmosfera pe care o păstrăm la Speakers Arena. În cazul tău și acum nu am simțit că s-au încălcat limitele, dar singurul speaker pe care participarea am interzis-o la noi a fost un tânăr destul de frustrat care venea și vărsa frustrările la noi. Nu e o terapie de grup, asta nu ăsta este scopul. Scopul este să împărtășim pasiunea frustrării. Nu consider că ai ajuns în direcția aia, dar consider că ai făcut niște pași acolo. Adică dacă aici este punctul zero, aici e punctul de frustrare, aici e punctul de fericire, tu te-ai dus în direcția aia, în direcția aia. Și sugestia mea este, ia energia asta frumoasă pe care o simți și vrei să faci ceva, rafinează-o, pune-o într-un control și stai puțin în problemă. Nu sta foarte mult în ea și ai mare, mare grijă când vorbești despre ceva cât de conectat ești cu acel lucru. E foarte greu pentru un om care s-a născut după comunism să vorbească de comunism când am auzit. Eu, de exemplu, am prins 6 ani de comunism. Nu pot zic că sunt expert în asta. Pot zic că am prins școala, am fost prima generație după 90, am prins învățământul post-comunist, care de fapt era același. Adică primii 5 ani, 10 ani, nu au diferit foarte mult. Dar deja lucrurile se schimbă și e important să spui de perspectiva ta, de părerea ta, de referitor la trebuie. Dacă trebuie să faceți un lucru, trebuie să nu folosiți trebuie. Sunt foarte rare momentele în care trebuie are sens. Adică unul dintre ele este nu trebuie să te adaptezi, supraviețuirea este opțională. Da? Acolo, contextul ăsta are sens. În marea majoritate a cazurilor, eu aleg să, decizia mea, eu am făcut asta, dacă voi vreți, puteți să. Trebuie destul de ciudat pentru mulți oameni. Și eu mai scăp câteodată. Da. Imperativ și foarte puțin reacționează bine la asta. În mediul de militarie, e ok, merge. În mediul de civilie, nu prea mai are sens.